G2A, jocuri ieftine! Salutare, oameni buni! Cap de ou dezamăgit de Minecraft aici, pentru că, frate, ne-a dispărut peștele nostru ultra mega șmecher. Am stat un minut să intre Narcisa, a dispărut, frate. Nici măcar nu știu când a dispărut și acum a intrat o găină în asta și... Tot ce am vrut a fost un pește ciudat. Cred că trebuia să-l scufundăm undeva, probabil nu se mai despuna. Probabil, habar n-am, nu știu cum funcționează jocul ăsta. 10.000 de like-uri, 10.000. Narcis, o zi tu că poate la tine funcționează. Așa, 10.000. Să punem una de jale, frate, pentru peștele nostru, care acum sunt două găini aici. Dude, ne-au luat găinile barca. Oh. Oh, minunat, dude, ok. Păi acum trebuie să distrugem barca. Păi acum, bă, ești, de distrus. Ești. Băi, lasă-le, bă, acolo să stea și ele, bă. De distrus, că veni vorba de distrus. Prima dată oamenii ar trebui să distrugă butonul de like. Haha, glumeam, oameni buni, vă rog, doar apăsați like. Băi, melodia asta e un pic cam gălăgioasă, oameni buni, știu, dar este literalmente foarte frumoasă. Dar da, dacă tot veni, păi este, mă, frate, ia să vezi când începe cu și atât. Ia uite ce ritm mare, ia uite. Este ritmul de latino, corazon, por favor, ceva, nu știu, frate. Da, ce se pare că și o spaniolă. Eu de-abia știu un pic de franceză. Je parle français un peu. Frate, deci îmi place să intru pe VR chat și să vorbesc cu unii oameni în franceză, știi? Le zic, comment ça va, mon ami? Parlez-vous français? Și ei chiar cred că sunt francezi, sunt literalmente foarte bun la franceză. Păi dacă vorbești bine franceza... Merci beaucoup, merci beaucoup. Mai trebuie să înveți. Ma chérie. Ei, trebuie să mai, băi, un pic acolo trebuie să mai învăț și deja pot să-mi iau cetățenia, mă înțelegi? Ce facem astăzi? Da. Literalmente distrugem acoperișul, bă, Narciso, că este literalmente cea mai mare... Păi e cea mai mare abominație pe care am văzut-o, ceva, frate. Dar nu mi-ai spus ce. Păi facem, întâi scăpăm de acoperișul ăsta stupid. Iar nu-ți convine, acoperișul. Păi nu, dar e nașpa, frate, am pus și eu aici și... Și practic nu e atât de frumos pe cât credeam, dar... Teoretic, păi teoretic da, dar practic nu e. Și vom face rost de niște lână multă la un moment dat, dar nu astăzi aparent. Pentru că astăzi avem altceva de făcut. Și o să o colorăm și o să avem ce în lână colorată pe post de acoperiș și o să fie random și o să fie cea mai frumoasă chestie văzută de omenire, știi? Probabil, da, habar da. N-am, nu știu nu exact. Nu mai acoperiș de lână, de fapt n-am mai văzut. Păi mă, e lână, ți-am zis, e lână de aia impermeabilă unde nu intră, cum îi zice, ploaia, mă înțelegi? Bă, vezi că e un zombie de la drown pe undeva pe sus, ce cauți mă aici apar și bule mă, jap, a fost lag. Nice. N-am văzut. Așa, bun, pregătește-te pentru că o să mergem în Nether astăzi, pentru că trebuie să facem rost de o grămadă de... cum îi zicem? Mamă, ce-i pe aici? Facem rost de blaze rod-uri, mă, că avem nevoie de mai multe dacă vrem să mergem să batem dragonul la un moment dat în viitorul, probabil, foarte îndepărtat. Auzi, îți lipsește ceva? Că gen, mie îmi lipseau câteva chestiuțe. Mamă, dacă aș avea mending pe toate, ce mișto ar fi. Ce spui? Nimic. Mi-a luat un măr. Nu, am spus de fapt că mi-au măr. Da, Discord-ul ăsta e ciudat, că gen când vorbesc eu, deși tu vorbești, like, te dă foarte, foarte încet. Nu știu exact dacă e de la mine, e de la Discord, e de la tine, habar n-am, nu știu cum funcționează boss. Vorbesc tare, nu știu. Da, știu, dar gen... Tare, cred că. Dacă știe cineva să ne lase în secțiunea de comentarii. Apropo, mulțumim pentru toate comentariile, oameni buni, sunt literalmente multe. Bă, oare putem să mergem cu cai în Nether? Dar n-aș vrea să fac chestia asta. Nu, eu nu-l iau, tu risc. Nu mă risc, are armura meu pe el și da. Auzi, mă, avem cred că tot ce ne trebuie, nu? Cobblestone ar mai trebui. Coal, gata, avem 4 stack-uri de torțe. Literalmente mai multe decât ne trebuie vreodată în viața noastră. Blocurile astea, lead. Ok, o să lăsăm acasă. Mamă, ce mă împinge oaia asta, ia uite. Mamă, cum am spart aia de sticlă, gata, oaia se împinge să ajungă la portal? Da, mi se pare că îi place Nether, nu știu. Da, nu știu, frate, poate e de-aia mai edgy, așa, ea vrea să trăiască... Uite la mini! Da, văd, bă, pleacă, bă, de aici, nu te mai du în Nether, firar să fie. Ești pe față, spune-mi vreau și acolo. Da, păi nu știu care e problema oi ălea, dar... Auzi, tu mai aduce aminte drumul, că știu că gen coboram pe aici și după aia mergeam un pic pe acolo și luam o stânga undeva?
pe aici. Păi, păi și eu știu că coboram pe undeva, dar acum exact unde te duceai, nu știu. Dar ideea e că dacă am găsit... Poate lăsa niște torți sau cobblestone-uri. Aici... Uite, nu, uite, 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 uite. Voiam să mă scarpin la nas, dar am văzut intrarea, așa că hai pacilea. Oh, stai așa, stai așa, stai așa. Oh, Jesus Lord. E nemernică și se crede șmecheră și ia uite cum e Toma în partea aia după zid. Auzi, mă. Sunt doi Endermen în față. Bă, pe bune. Stai să nu mă uit la ei. Stai, mă, bă, nu te uita, nu te uita la ei. Da, e prea departe. Bun, fii atentă cum facem, fii atentă cum facem. O să fac eu un fel de chestie și mă uit eu la ei, știi? Nu cred. Păi, mă, mă, bă, păi ne trebuie și perle, tu știi? Și ăștia oricum îi găsesc greu. Dă-te puțin, dă-te puțin. Da, dă-te puțin, dă-te puțin, dă-te puțin, rapid să fac aici o chestie. Și e ceva de genul ăsta. Pam 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 pam. Gata, tu poți să tu poți să stai gen în altă parte, că după tine nu o să vină. Hello, domnule Enderman. Ok, dă-te, dă-te de aici. Dă-te, dă-te mai încolo, dă-te mai încolo. Dă-te mai încolo că vine după mine și trebuie să-l bat eu. Șap. Șap. E unde te duci? Hei! Hoțu. Bă, mamă, ce nemernic, a trecut prin printre picioare. Mă, gameplay, nu mi-a dat absolut nimic. Bă, unde e celălalt? Da, mai era unul. Nu-l găsești? Erau doi, deci a plecat celălalt. Nu știu unde e. Cred că s-a speriat. Wow, voiam și o perlă, frate, și nouă. Am luat-o la goană, la revedere, pa. Uite, uite. Oh, wait, l-am găsit, l-am găsit, l-am găsit, l-am găsit. Dă de acolo, dă-te înapoi, înapoi. Adică de eu mă dă tă. Ok, cu tot, cu tot, cu tot, cu tot, cu tot, cu tot. Viteză, viteză, dă-te mai încolo, mai încolo, mai încolo. Așa, dă-te mai încolo, mă, că cu tine n-are treabă. Cu tine n-are treabă, ești safe, ești safe. Cu mine are treabă. Și n-avem loc suficient amândoi aici. Haide, domnule, vino încoace din nou, dă-mi ea perla. Am un fricotător. Unde s-a dus, frate? Hello? Ei, deasupra. Da, uite-l, uite-l. Bă, jură, tipul ăsta e incredibil. Like, face manevre evazive. Wow, ăsta ardea când a venit înapoi. Na. Da, oh, Jesus. Dă-i, dă-i. Frate, nu pot, că se tot mișcă. Stai, nici ăsta nu mi-a dat. Oh my god. Ai văzut, mă, că nu e greu, mă. Cum ai putut să pici, mă, acum mult timp acolo la colț, mă? Oh lord, ok. Și acum e un pic acolo. Ia uite, deja vedem fortress-ul. So, am venit la fortress ca să facem rost de mai multe blazuri de alea. Bă, și dacă vedem scheleți de aia, o să-i batem, desigur. Dar să... Dar eu pot fi... Se bat cu eficientă sabia mea de iron. Am crezut că ai una de diamant. Uite, se termină. Păi nu contează, folosești-o pe aia de diamant, pentru că oricum n-are rost să o păstrez. Ok, vino încoace cu mine. Și ai... Wow! Ți-a dat foc ăla pe bune. Da, ok, stai, dă-te în spate, dă-te în spate, că-i dau eu la... Oh, ok, hai înapoi în spate puțin, că... Stai, nice, nice, ok, asta n-a dat nimic. Oh, Jesus. Bă, frate, deci vreau să dau, dar mi să nu lovesc vreun zombie pigman, come on. Câtă viață, dă-te, dă-te, wait, dă-te mai în spate că aruncă, dă-te mai în spate că așa, așa, așa. Nice, ăla e gameplay. Ok. Bă, sper ca tridentul ăsta să nu cadă prin lavă undeva să se distrugă. Băi, ăsta n-a dat niciun blaze rod, frate, pe bune. Oh, vezi că e un ghesp undeva pe aici. Ok, so, aș vrea să fac o chestie. Aș vrea să merg, uite, aici. Și da. Să... N-a mai fost pe aici? Ba da, ba da. Și să aștept să se spuneze niște de astea, știi, și să le batem, știi? Da, dacă s-ar... Băi, s-a spunat unul, s-a spunat unul aici. Uleu, uleu. Șap. Șap. Șap, ăla e. A dropat, mă, frate. Bă, n-a dropat nici ăsta, mă. Bă, ce joc, frate, de bați două, trei de astea, nimic, boss, nu se poate. Stai așa să scot torțele de aici, ca să se spuneze aici, știi, să nu se mai spuneze în afara construcției, că e cam aiurea când se spunează aici. Ok, stai să cobor de aici, să pun și aici câteva chestii și ar trebui să se spuneze acolo unde ești tu, de la... Wow. O să spună, nu? Stai că mă duc eu să le bat, e safe, una... Câte avem? Două deja. Ok, asta e super bine, nu, ne descurcăm, ne descurcăm. Ui, dă ăla după tine, dă ăla după tine? Da, cred stai, că... Stai, mă, așa că... Oh, doamne, stai. Că mă duc eu să-i dau. Ăsta e unul. Bă, ai grijă, du-te în spate și bate cu alea. Bate-te cu alea din spatele tău, că sunt două. Oleo, cum mă bat eu cu astea? Ok, l-ai mort. Oh, no.
Asta e un ou? Ești ok acolo? Nu prea. Uite, ai grijă, ai grijă, ai grijă. Au. Stai, mai mănânc ceva. Oh my god, s-au spunat foarte multe. Oh my god, lor sunt patru. Jesus Lord. Eu cu aici, vine aici. Păi stai că nu, că totul arde, arde. Uite cum arde. Dați-mi vă rog blaze roduri și îmbrăcați-vă în tarte. Nu. Păi a venit altul? Ce, ești ok acolo? În spate. Parcă unul din... A, uite unul din spate, da. A, dă unul din spate, da. Ok, ok, e safe aici, e safe. Oh, nu e safe aici. Tu de unde ai apărut, mă? Cred că o să fum. No, come on. Cred că te las. Ești acolo? Ue, e un mare guest acum aici, dude. Come on. Aoleu, mai... Aaa, cum? Nu. Wait, de unde ți-a venit un blaze? Din spate. Și de ce guestul... Știi ce? Nici nu mă plâng. Guestul să nu mă atace. Oh, what? Să știi că... Te aștept acasă. No, stop, domnule guest! Stop! Oh my god, n-am suficientă viață cât să fac chestia asta. Oricum n-aveam nimic important, adică tridentul era pe terminat și sabia. Ue, m-ai lăsat singur aici, dude. A, stai că vine un schelet după mine și eu n-am nicio sabie, nimic. Ue, loot-ul tău, ba, am uitat să ți-l iau. Ia stai așa, mă duc să-l iau. Băi, am uitat să-l iau. Normal că poți să... Adică nu s-a spunat, s-a desponat gen, nu? Nu cred, nu cred. Oh, doamne, ce-i acolo? Oh, oh, Jesus. Ok, ai bine, o să... O iau la goană? Nu, era un schelet. Da, iau la goană dacă... Ți-am luat loot-ul, e ok, e ok, e ok. Ja, manevre evazive aici, bun. Aici sus e ceva, mă? Sau cred că sunt foarte safe? Aveai șase... Ah, tot șase am... Deci n-aveai vreo de-asta. De la vreun guest. Sau nu guest, cum îi zice? Blaze de-asta, stupid. Ok, păi... Wait, what? Yes, l-am omorât. Tu da, dispărut. Come on, vino înapoi. Așa. Asta e un hit. Faide, că aia a fost fix pe mine. Asta e un hit? Unde da, e ceva? Cu cine te mai bați pe acolo? Oh, doamne. Da, încerc să mai obțin niște... Da. Păi s-au spunat 3. Am intrat pe bine în casă. Nouă. Ok, oameni buni, sunt suficiente. Literalmente prea multe avem. Avem suficiente, adică prea multe, adică suficiente pentru a face toate Ender aiurile necesare pentru a ajunge la dragon. Acum nu știu exact cum o să fie treaba la dragon, că gen, tu va trebui să stai pe acolo și să faci ceva, dar gen... Da, o să te susțin eu. O să mă susții, poți să-ți iei niște pompoane de-alea, dau majoretele să fii ceva gen... Da, dacă... Hai, ping, bate dragonul ăla stupid și o pârlă supradimensionată cu aripi, ha. Vezi că ajung acum acasă și voiam să te rog o chestie la un moment dat, dar eram acolo prins în acțiune, frate, era luptă, șmecheră, tridente, blazuri zburătoare. Oh, doamne, pe unde este aici? Oh, Narciso! Da? Sunt blocat în portal! Ah, da chiar, te-am blocat. Și... Băi, stai că pot să ies, pot să ies, pot să... Nu, ai spart în altă... Oh, no! Os. Era pe cealaltă parte și mi-era frică să spar că-l loveam pe zombie pigmenul ăsta. Ok, voiam să te rog o chestie, voiam să te rog să scoți toată ferma pentru că literalmente este plin de chestii crescute, dar cineva a zis, mulți oameni au zis de fapt că ar trebui să mai mărim, cum îi zice, insula asta pentru că e foarte puțin spațiu. Păi la asta mă gândeam și eu. Păi ai dreptate, da, băi, frate, da, dar trebuie să consideri și următoarea chestie, că practic cine Dumnezeule mare sunt eu, frate? Să fac terraformare, să fac aici o insulă care să arate bine. Da. Păi da, asta e că nu știu. Bă, eu îmi dau seama că tu aveai golden apple-uri la tine, dude, și ai murit cu ei. Like, what? Aoleu, am lovit albina din greșeală, acum am atac. Oh, no. Aoleu, voiam să culeg o floare, să le... Da. Nu mă omoră. Mai vine? Nu știu, sincer, dacă mă... Bă...
Bă, ce ai mă tu cu albinele, mă? Bă, aia a fost prima chestie. Nu, serios, am vrut. Aia a fost prima chestie pe care ai făcut. Ok, oameni buni, cineva a zis la un moment dat că putem să punem, cum îi zice, Netherworld-ul să crească în lumea normală, dar sincer nu știu dacă merge, așa că am luat cu mine un Soul Sand, singurul pe care l-am găsit. Și o să-l pun, uite, aici. Uite, poate îi trebuie mai întuneric ca să crească, habar n-am, o să vedem. Și dacă crește bine, dacă nu crește, rău, da. Da. Stai așa să punem ăsta la loc. Păi și acum o să putem face o grămadă de, cum îi zice, de Ender Eye, wait, pearl. Nu, aiuri, facem Ender aiuri. Stai așa să vedem pe unde avem aici Ender pearl-uri, avem una deocamdată. Două. Aici nu sunt. Și aici. What? Păi, avem numai două după atâta timp? Ah! Tu mergi uitându-te în pământ. What the fuck? Ok, uite-mă, vezi ce am eu aici? Ăsta e un Ender Pearl. Îl vezi? Și gen ăsta, când îl arunc, o să se ducă în direcția... Ia, aruncă-l! O să se ducă în direcția unui templu super ultra mega șmecher îngropat, unde găsim un portal pe care dacă îl activăm, putem să mergem în altă lume, cea diferită de asta și diferită de Nether, unde se află un dragon super ultra mega șmecher. Și acum ia să vedem în ce direcție se află. Ia! Wait, what? O s-a dus încolo! Oh, nice, și nu l-am pierdut. Ok, oameni buni, so, direcția în care trebuie să mergem... E aici, serios? Da, stai așa, direcția în care trebuie să mergem este cât de cât, stai așa... Era... Frate, de ce nu merge? Așa, spre insula aia. So, o să fac aici o chestie care să ne simbolizeze direcția în care trebuie să mergem, ca să nu fie nevoie să folosim din nou ăla, pentru că uneori când îl folosești se sparge, știi? Dar să-mi dai înapoi, Ender, acela, aiu, așa, dă-l încoace pe ăla. Și Ia-l. O să facem mai multe, dar ideea e că ne mai trebuie, cum îi zice, ne mai trebuie Ender Pearl-uri. Și știi ce mă oftic eu, frate? N-a putut să se ducă în direcția aia, n-a putut să fie acolo așa, cum îi zice la ăla? Stronghold. Păi da, mă, că, păi nu, mă, că ideea e că noi trebuie să mergem mult în direcția aia pe diagonală, dar... E greu acolo și o să ne pierdem. Uite, dacă era spre satul de NPC-uri, păi am făcut drumul ăla de 10 ori, frate. Știm ce e acolo, știi? Da, da, bă, vină cu acest să-ți dau înapoi tot loot-ul tău. Ia vină cu acest, că nu mai e nimic. Ia uite, săbii. Înapoi. Nu am văzut ceva. O să ți le fure oaia și cu... Oh, ei, avem o oaie. Bă, ce nu mi-ai zis că avem o oaie, frate? Da, nu știi de când avem oaie. Am uitat că avem oaie. Trebuie să începem să o tundem, bă, că ne trebuie multe chestii. Ia uite, ia de aici cartofii. Și baked potatoes și literalmente. Uite și wait, tu aveai ușile cu tine. Oh, cred că vreau de genul ăsta să păstrăm 4 de alea. După aia putem să facem rost de mai multe de alea. Știi, le mulțim și dacă facem chestia asta, o să putem face practic mai multe poțiuni. Pentru asta facem chestiile alea roșii care cresc, știi, pentru poțiuni. Chestiile alea trebuie pentru poțiuni. Mamă, câte oase avem. Avem niște ouă. Ok, acum că... Ok, l-am lovit în greșeală. Acum că știm în ce direcție trebuie să mergem, ne mai rămâne o singură chestie de făcut. Să facem rost de o grămadă de Ender Pearl-uri și asta o să dureze puțin, da, o să... Pentru că nu dropează, frate, nu dropează. Uai, ar trebui să facem o sabie cu looting. Gameplay, cum de nu m-am gândit la chestia asta? Stai, Narcis, o să-ți arăt eu acum sabia șmecheră pe care o să o facem și practic ne mai trebuie niște bețe. Ia stai așa o secundică. Auzi, mă, am putea să facem și niște săbii de, cum îi zice, de fier. Auzi, dacă vezi lingouri de fier pe undeva să mi le aduci... nu mai contează, am găsit o grămadă, Jesus Lord. Wow. Ok. So, vreau să fac o sabie de diamant și sper că o să aibă looting pe ea. Come on, dude. Ar trebui să mai punem și de astea. Oh my god, trebuie să mai punem și de astea. Ok, oameni buni. E bine, sunt de fapt mai multe chestii de făcut dacă stau să mă gândesc. Deci, cred că o să punem capăt acestui minunat episod aici. Pentru data viitoare vom mai face niște de la pentru cărți și vom încerca să obținem o sabie cu looting ca să mergem să facem rost de mai multe Ender Pearl-uri. Deci, până data viitoare, nu uitați, rămâneți roz!